Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Intersecția RM. În această zi, invitații din studio sunt Valeriu Ostalep, directorul Institutului de Studii Diplomatice, Politice și Securitate, fostul ministru adjunct de externe. Bună seara și bine ați venit la noi studio! Și Roman Mihăieș, analist politic. Bună seara, bună seara. Și bine ați venit la noi studio! Găsit. Da. Un sfârșit de vară fierbinte, probabil toamna va fi și mai fierbinte. Astăzi am vrut să discutăm despre cei 26 de ani ai Republicii Moldova, despre independența noastră sau despre dependența de politica de geopolitică, dar de dimineață am auzit două declarații care au dat dovadă de o duritate din ambele părți, ambele tabere. Acum, prima mea întrebare este, vorbesc pentru telespectatori, reamintesc că astăzi trebuia la ora 11 să aibă loc Consiliul de Securitate, organizat de președintele statului Igor Dodon, iar cu o oră înainte, la ora 10, a ieșit Adrian Candu cu un discurs în care a anunțat că Parlamentul și Guvernul nu vor participa la această ședință inițiată de președintele statului și au declarat unele lucruri destul de dur. Au declarat că acesta nu este un boicot, dar de fapt vom vedea pe parcursul emisiunii cu stimații noștri invitați ce a avut în vedere partea din partea PD-ului și Candu, atât cât și Filip, stați un pic, vreau să-l întreb pe domnul Ostalep, din punctul dumneavoastră de vedere, aceasta este un boicot totuși din partea PD-ului și a Parlamentului și a Guvernului, neparticiparea la Consiliul de Securitate, sau nu? Nu știu, colegul văd că așa, poate dumneavoastră tot începeți, că eu vă spun ce... Să spun câteva fraze. Da, că domnul Mihăieș întotdeauna face și o analiză. Nu, mai aproape de Dumnezeu și mă gândeam... Foarte bine, foarte bine. Vorba de dreptul constituțional și vorba de Constituția Republicii Moldova, deci Consiliul Suprem de Securitate nu este prevăzut în Constituția Republicii Moldova, deci trebuie să începem. Că noi aici s-a făcut multă gălăgie, s-au luat la spadă și s-a început să bată toată casa politică la stânga la dreapta, dar eu vreau să aduc o leacă de clarificare aici. El nu e prevăzut în Constituție, el este prevăzut doar în legea privind securitatea statului. Și a rămas o reminiscență din Republica semiprezidențială. Și eu cred că aici trebuie să parlamentarii să revină la legea privind securitatea statului, să analizeze foarte clar care este rolul acestui mecanism, pentru că el este unul consultativ. Uh-huh. În mod normal, acolo nu se rezolvă nimic, se discută. Păi, poate bine. Cu atât mai mult, dacă doar se discute, știți de ce atâta... Știți cum se organismul ăsta? El se numește că ar fi bine să fie bine. Înțelegeți? Uh-huh. Cam așa se numește organismul ăsta. De ce în România nu s-a copiat Constituția Republicii Moldova? Consiliul Suprem de Securitate, el este prevăzut în Constituție și el are caracter obligatoriu. Deci acolo, dacă se iau decizii cu majoritate de voturi, acolo este președintele țării, pe zona de securitate. Dacă se iau decizii, ea devine obligatorie pentru decidenți. Uh-huh. În Moldova s-a copiat modelul românesc, dar nu a reușit. Deci este o lacună. Este o lacună în legislație. Trebuie să vedem ce facem cu acest Consiliu Suprem de Securitate. Ori îl includem în Constituție, facem, de exemplu, un consens național. Avem nevoie de un Consiliu Suprem de Securitate pe modelul, de exemplu, francez sau românesc, da? Uh-huh. Îl introducem în Constituție, îi dăm în puternicire și atunci el o să fie efectiv și eficient. Uh-huh. În momentul actual, el este prevăzut doar în legea privind securitatea statului. E foarte și foarte cețoasă atribuțiile lui, de recomandări și nu știu ce acolo. Și părțile, am văzut astăzi, că încearcă să obțină dividende politice din activitatea acestui Consiliu. De exemplu, domnul Dodon, domnul președinte Dodon, a încercat astăzi să pună în problema domnului Rogozin în acest Consiliu. Dar de ce s-a opus? De ce toată lumea? Pe ordine de zi au fost trei subiecte destul de importante și subiectul cu Rogozin a fost la diverse și nu a fost atât de importantă. De ce PD-ul de dimineață de la ora 10 a debutat cu declarații destul de dure că acesta este un subiect manipulatoriu din partea lui Dodon? Dacă este organ consultativ, de ce atâta... Este foarte clar că președintele Dodon uzitează de acest organism care se numește Consiliul Suprem de Securitate și dreptul lui să o facă pentru că legea îi permite lucrul ăsta și el include în ordine de zi ceea ce crede el că este important. Însă, de data asta, a inclus câteva subiecte care trezesc multe discuții și sunt contradictorii, unul dintre care este subiectul domnului Rogozin. Uh-huh. PD-ul și reprezentantul PD-ului care este domnul Candu a spus foarte clar, noi nu ne întoarcem la subiectul Rogozin. S-a terminat, s-a epuizat subiectul, dar revedere, discutăm altceva. Și atât de aici toată gălceava. Eu sper că tensiunea din termometru care astăzi s-a ridicat mult, mult, mult și dar foarte... Dar cine a inițiat această tensiune? Ce păi mai domnul președinte. El trebuia să consulte primul ministru. Înțelegeți? Noi dacă avem Republică Parlamentară cu anumite elemente prezidențiale... Ce înseamnă a te consulta cu... Înseamnă că troica asta, președintele țării, primul ministru și președintele Parlamentului, ei sunt constrânși de legislație, de Constituție și de realitate obiectivă. Să se consulte unii cu alții pe subiectele importante
Și negociere deci deputate. Președintele țării nu are voie, dacă vede o problemă de securitate în Republica voie. Moldova, să convoace Consiliul de Securitate? Sigur că are voie. El are voie, numai că problema... Neapărat trebuie să vină să spună, dați-mi voie să spună. Problema este alta. El poate să facă pași unilateral, cum a făcut astăzi, să vină cu o agendă care îi convine lui și să o impună celorlalți decidenți, sau poate să consulte cu ei. De data asta, el a ales calea să vină unilateral cu ordinea zilei. Ceea ce a deranjat pe președintele Parlamentului și eu cred că subiectul ăsta nu atât de grav și el o să treacă de la sine, o să, prin negocieri, prin discuții, pentru că problema respectivă se rezolvă simplu. Ei trebuie să decidă ce fac ei cu Consiliul Suprem. Ori îl include în Constituție, dacă rămâne într-o lege ordinară cum este acum, să fie foarte clar atribuțiile lui și să nu se mai întoarcă la scandal. Domnul Stalemb, haideți să o luăm așa de firapăr. Cine a creat tensiunea din ziua de azi? Cine a fost mai dur în declarații? Pentru că eu, analizând și privind astăzi și presa colegilor și de cealaltă parte, mi-a părut că PD-ul a creat mai multe discursuri dure decât Dodon a ieșit într-un briefing și a spus ceea ce a spus. Am să dau și citire aici. Și este sau nu Consiliul Superior de Securitate obligat să... și care sunt competențele acestui organism? Și dacă președintele Dodon poate sau nu poate să introducă subiecte de așa gen în ordinea de zi? Curtea Constituțională a făcut anul trecut un fel de surpriză societății noastre și a încurcat iețele maximal, de fapt în stilul lui Tănase, cam tot ce a făcut el vreodată în legislația Republicii Moldova, nu m-a încurcat de ce putut. Astăzi noi avem un lanț logic, indiferent de familie. Pe mine nu mă interesează absolut niciun nume de familie, că sunt mâninos, din punct de vedere politic. Eu am de gând să trăiesc așa încă mulți ani și mă interesează o coerență și o logică într-o societate civilizată. Curtea Constituțională a declarat că noi alegem președintele cu vot direct. Noi l-am ales cu vot direct, adică oamenii, majoritatea oamenilor, pe o anumită figură politică, în cazul lui Dodon, l-au înregistrat cu o anumită încredere. În Constituție scrie anumite prerogative clare pe care le are președintele, printre care, de exemplu, scrie acolo negru pe alb, coordonarea politicii externe și securitate. Eu ceva mint, manipulez, amăgesc sau tot e... Apărarea acolo este, el are ministerul apărării. Apărarea și securitate, cam tot. Tot aceeași. Securitate puțin diferită de apărare, dar... Păi asta în viziunea PD-ului altceva. Nu, Constituția spune pe următor. Politica externă este acolo? Da, lăsăm. Politica externă este. Da, e că așa scrie, că el coordonează politica externă. Să nu întreba mult în apărare și securitate, că e mult. Eu mă întreb, sunt grup minim. Este vreo limită a politicii externe? Pune până aici poate, dar până aici nu. Eu cred că nu. Este un concept care reprezintă statul, respectiv poate aborda subiecte legate de politică externă. Politica externă, însă și Republica Moldova și o clasă politică irresponsabilă, au făcut iar o hrabăbură și au transformat și ei ținii de integrare europeană în politică externă. Cu toate că asta nu are nimic comun una cu alta. De fapt, tot ce e legat de politică de integrare europeană, asta sunt politici naționale. Dar asta o lăsăm deocamdată într-o parte. Atunci ne întrebăm, președintele Dodon sau oricare președinte Republicii Moldova, în baza Constituției și a logicii, și din punctul meu de vedere, dacă el consideră că este vreun subiect care el vrea să-l clarifice, discute, consulte și așa mai departe. Are voie să... Eu cred că el poate cumva și pe oricine să invite la discuție. Și aici nu ține de Constituție, lege, ține de bunul simț și logică când te invită președintele statului și tu ești într-o funcție. Pe mine, pe dumneavoastră, dacă vă invita, noi putem să alegem, haciu, ne haciu, dar cine el să mă cheme, sau... Este capricii. Dar persoanele care răspund de un anumit domeniu și care sunt invitați, eu lăsăm o Consiliu de Securitate. De discutat, de exemplu, subiectul X, el poate fi minor, el poate fi irrelevant, el poate fi neimportant, dar este invitație președintelui de a discuta un anumit subiect. Eu, sincer, vă spun, nu înțeleg care e problema. Unu, de a discuta subiectul ăsta. Doi, ține și de un fel de responsabilitate față de oameni. Că până la sfârșit sunt probleme care pe noi ne interesează toți. În rândul trei, Consiliul este suprem de securitate, eu îl văd. Va fi el în Constituție, nu va fi, iese sau nu. Asta e pur și simplu încă un format de discuții. Că îi se pot aduna în format de troică, tăți luați împreună, președinte plus guvern, președinte plus... Asta nu contează, numele ăsta. Este un anumit format care e și l-a inclus acolo. Din aceste considerente, eu, în general, orice ce gen de acest subiecte, eu îl consider ca irresponsabilitatea politicienilor, indiferent de capriciile personale, pentru că eu am observat că de la o anumită etapă, politicienii noștri, cam toți, dar cu observații, îl tăți permanent ne dau lecții. În fiecare zi nu ne spun. Și trebuie să facă Republica Moldova, care e calea noastră, și e irreversibil, și e pe veci.
Voi parcă sunteți niște preoți. Serios. Dar nu politicieni care sunteți mecanisme de realizare a voinței noastre. Tu raportează câte kilometri de drum ai făcut, câte legi de dimineață ai votat, câte grădinițe. Nu umblați voi cu mentorski zamașchi. Voi învățați până cum trebuie trăiți, care-s valorile, care-i viitorul și trecutul. E cu tăiat-o încurcă ițele. Așa, în contextul ăsta, pe fondalul atât de greoi în care trece țara noastră și care iarăși ei sunt rupți de realitate. Iată ei sunt undeva acolo în cosmosul lor politic. E altă planetă. Da, și ei nu văd de fapt că pe oameni astea tăi și greiți voi prostiile astea, asta e absolut irelevant. Хочу, не хочу, Конституция, ну, permite, noi încă zvedem, ați ne rupim deștele. Și povestiți voi, șcui, oamenii de la voi, dar nu mai așteaptă nimic, asta e clar. Da, în realitate, de la politicieni se așteaptă clare acțiuni, dar nici nu atât deja rezultat, după atâția ani. Ei, parlamentul este pe ultima sută de metri. Vă puteți să-ți povestiți deja cam, liniștit. Eu înțeleg emoțiile la începutul cadenței parlamentare. Dezvedem cine, cine, încă. Dar la sfârșit, gata, calmați-vă. Pregătiți-vă, dăm de următoarele legi și povestiți. Că timp de 3 ani, eu am făcut asta și asta. Loc de ei doar pornesc doar subiectul de astăzi, cel mai rău. Asta nu e ceva care s-a început și se încheie. Asta e clar că tot toamna noi îți vedem numai asta. Uh-huh. Și pe mine n-are, eu n-am nicio, absolut nicio preferință politică. Eu încă o dată repet, familiile lor, că ei se schimbă acolo, ele chiar nu contează. Dar eu de mă câtele ani îmi doresc o societate matură. Nu vă trebuie știți politicieni care să vă respectăm prin coerența voastră, seriozitatea de care dați dovadă. Nu, nu vrei de exemplu, nu vrei, eu recunosc, sunt acolo subiecte care nu vor să le discute, Rogozin sau altul. Nu, ce am problemă? Ai venit la ședință și aș fi făcut eu teoretic. Și a spus, domnul președinte, eu subiectul ăsta nu sunt gata să-l discut sau nu vreau sau consider că e irelevant. Dar subiectul 2 și 3 sau care acolo, considerăm că e nu, maturitate, așa eu înțeleg. Dar ei doar nouă ne arată în realitate. Ei, în realitate nouă asta e startul la o campanie de lungă durată care a să arăte în felul următor. Noi trebuie să ne despărțăm cu dumneavoastră așa. Unul la stânga și unul la dreapta. Ție ce mi-ar place? Dodon sau PD? Și tu pentru cine ești? Pentru ce ești? Pentru... Depolarizare? Pentru și cum voi credeți că asta se ducă în continuare la ceva? Stabilitatea despre care se vorbește zilnic. Nu, domnule, da. Vreau un singur lucru. De ce își vă întreb pe dumneavoastră? Pentru că la un post de televiziune care îl vede majoritatea în Republica Moldova cetățenilor, de dimineață am auzit așa replici de genul. Depășirea flagrantă a prerogativilor, destabilizarea situației în Republica Moldova, dualitatea puterii. Toate aceste declarații au venit din partea unui partid, din partea unor oameni care vorbesc despre stabilitate, cum zice domnul Stelep, și despre lucru că nu este bine să faci niște lucruri pe care le face președintele țării. Dar aceste declarații... Opinia unor analiști politici, să nu confundăm cu opinia politicienilor. Eu am auzit foarte bine ce a spus experții de care vorbesc dumneavoastră și am auzit foarte bine ce a spus domnul Candu. Domnul Candu a argumentat foarte clar că dânșii nu vor să discute unele subiecte care le consideră închise și că președintele a impus unele subiecte și n-a făcut cum trebuia să vină consensual să discute ordinea zilei. Eu cred că pe viitor o să fie o lecție bună și pentru domnul președinte, pentru că, într-adevăr, deci recunosc parțial ce spune. De ce președintele trebuie să ia lecții? Două secunde. Nu e vorba de lecție aici. E vorba de un comportament civilizat între cele trei mari puteri, da? Președintele Parlamentului, președintele țării și primul ministru. Sunt de acord cu domnul Stareb că președintele are, la moment, în spate un vot popular care îl mână în față și el e luptător și el încearcă să țină agenda zilei și chiar venind și cu anumite, să zic așa, eu cred că depășește puțin aici cadrul când vine cu anumite amenințări. Că nu, eu să schimb, de exemplu, componența cu Consiliul Suprem de Securitate și o să facem merdosaboce cu oameni din partidul nostru sau cu oameni afiliați. Domnul Dodon a menționat că dacă mai organizează încă o dată Consiliul Superior de Securitate și aici nu va veni Parlamentul și s-a Guvernul... S-a fermentat, domnul președinte. Eu consider că el trebuie să citească experții lui legea privind securitatea asta, acolo spune foarte clar cine este în mod obligatoriu membru. Primul ministru este speakerul Parlamentului, directorul SIS-ului, procurorul general, ministrul finanțelor, etc. Sunt 8 figuri care trebuie să existe acolo în mod real. Nu poți să-i scoți de acolo cât ai supărat pe ei. Repet, astăzi a fost o zi cu multe emoții, din ambele părți, dar mai ales domnul președinte. Și eu înțeleg pe domnul președinte că el vrea să, într-un fel să-și impună agenda, dar el nu înțelege o chestie. Că având votul popular în spate, asta nu înseamnă că tu trebuie să forțezi nota. Trebuie totuși să încerci să negociezi, să discuți, pentru că, până la urmă, l-am spus-o eu, politica este arta consensului, rezonabil. Nu poți întotdeauna să vii cu agenda ta de acasă și să o impui. Trebuie uneori să mai asculți și oponenții.
Dar cel mai important lucru care îl desprinde din tot ce se întâmplă astăzi este faptul că Republica Moldova, noi nu avem acoperit foarte bine zona asta de securitate și apărare în sensul colaborării ramurilor puterii de stat. Deci astăzi noi am văzut foarte clar că este un lacună legislativă, că există posibilitatea că Republica Moldova, dacă mâine intră, de exemplu, într-un conflict, nu de oricare ar fi el, nu numai cât armat, economic, social, confruntări de stat, etc., noi nu avem un mecanism de cooperare a puterilor în stat, eficient, care rapid să elaboreze soluții. Pentru că ce scrie acolo în regulamentul de activitate a Consiliului respectiv de securitate? Scrie că ei trebuie să elaboreze politici de securitate a statului cu recomandări pentru ministrul de forță, pentru ministrul apărării, pentru ministrul de interne. Deci cum pot ei să elaboreze recomandări în momentul în care ei nu pot sta la o masă și nu pot aborda un subiect? Deci trebuie să pornim de la cultura politică, pentru că noi stăm pe baricade. Eu sunt de acord că lupta politică este permanentă, chiar nu sunt mai în campanie electorală. Mint cei care spun că trebuie să, de la campanie la campanie, să muncim doar în campanie electorală să debatem. Nu. Într-adevăr, într-o democrație, conflictul politic este permanent. Însă, noi trebuie să ne învățăm să avem conflicte politice gestionabile. Că altfel, dacă politicienii merg foarte radical unii de pe stânga și alții de pe dreapta, se ajunge la ce? La? Da, după părerea noastră, din toată agenda pe care a propus-o președintele Igor Dodon, ce cel mai mult a deranjat, domnul Coandu a spus că a deranjat subiectul cu Rogozin. Dar este adevărat sau se mai vehiculează astăzi că a fost o acțiune de a umbri un pic discuția, domnul Ostarep aici nu o să-mi dea să mint, la ONU se discută despre retragerea armamentului? Domnul președinte, în intervenția lui, ați văzut la citat, probabil, da? Da. Spuneți dumneavoastră două, trei subiecte care le de la culcă, să la subiect. Ce a spus domnul președinte că a vrut să pună pe ordinea de zi? Subiectul cu asta a fost în diverse. A fost subiectul privind vânzarea armamentului de către domnul Șalaru, care este deschis dosar penal de Șalaru. Cred că e destul de și Parlamentul și Guvernul putea să discute. Despre complexul hidroenergetic de la Dnestrovsk, foarte important. Despre Armata Națională și darea de seamă pe anii 2014-2016. Și cred că și încă alte subiecte care sunt... Nu au fost date citiri, pentru că domnul Dodon a spus că sunt de ordin secret și din diverse Rogozin. Eu nu cred că aceste subiecte nu trebuie discutate. Ele trebuie discutate. Repet, încă o dată, deoarece legea respectivă nu a fost îmbunătățită, ea de 97, apropo. Decretul Lucescu de 97, cu regulamentul de funcționare a Consiliului Suprem de Securitate din 97. Deci nu a fost ajustat. El trebuie ajustat. Acolo să fie foarte clar cum se formează agenda zilei. Cine vine cu propuneri? Are voie să vină, de exemplu, premierul? Are voie să pună sau nu are voie să pună subiecte pe ordinea de zi? Speakerul Parlamentului? Are voie sau nu are voie? Cum se votează? Deci nu e nimic prevăzut. Acum se merge ad hoc. Deci nemulțumirea dumneavoastră considerați că cea mai mare a fost că nu s-a consultat președintele Igor Dodon? Nu s-a consultat și a impus o ordine de zi care eu sunt de acord cu speakerul Parlamentului că trebuia consultată. Iar subiectul Rogozin este unul, este dureros, pentru că, haideți să spunem foarte clar, că în momentul în care Republica Moldova l-a declarat non grata, nu mai poți să te întorci înapoi. Asta deja e banana mai Republica. Închipuiți-vă că Dodon... Păi bine, dar asta lovește și pe relațiile noastre cu Federația Rusă. Nu lovește deloc, pentru că în Rusia... Dar nu va fi această persoană schimbată. Pentru că este o persoană cheie. Ea va continua să-și îndeplinească funcție. Eu sunt convins că dacă va fi o poziție comună a președintelui țării, Dodon, speakerul Parlamentului și primul ministru pe subiectul Rogozin, eu cred că domnul Dodon poate să-l luăm consens cu Radmure. Domnule, într-adevăr, acest Rogozin a luptat în Transnistria și a omorât polițiști moldoveni, a omorât combatanți moldoveni. Nu poate el să fie pacificator. Asta este nonsens, pur și simplu. Mă înțelegeți sau nu? Închipuți că noi îl trimitem mâine pe Ilie Ilașcu la Moscova, de exemplu, ambasador. Da, vă rog, domnul Ostarep, să interveniți dumneavoastră, pentru că discuția cu domnul Mihaiș deja e pe o... Este sau nu domnul Rogozin subiectul cheie despre care se vorbește că astăzi a ieșit cu așa declarație domnul Candu, sau aici sunt niște lucruri ascunse pe care noi nu le simțim, nu sunt palpabile deocamdată? Da, nu e nimic ascuns, societatea e la vedere. O mică replică. Noi avem principiul separării puterilor. Asta e elementul cheie oricărei democrație. Se trebuie de conștientizat, de înțeles. Place, nu se place. Eu să nu înțeleg fraza ce înseamnă președintele, nu de Dodon acum vorbesc. Înseamnă președintele să consulte agenda și guvernul, când faci ședință de guvern, consultă agenda cu președintele. Stați, sunt lucruri diferite. O secundă. Este organ consensual. O secundă.
Prim-ministru, când faci ședință la dânsul, el cel sună președinte și spune, dar poate eu să fac asta sau asta? Nu. Speakerul Parlamentului, când stabilesc agenda, așa mai departe, și se consultă cu președintele. Este principiul separării puterilor. Sunteți de acord sau nu? Președintele, ca o putere... Președintele, asta e o putere aparte în stat. Sunteți de acord sau nu? Sigur că da, dar este eu repet, Consiliul Supraveghean deocamdată nu are un regulament foarte bine definit. Președintele, ca instituție, în cazul dat și ca figură politică, decide la un anumit moment, în virtutea Constituției, și a legii respective, dar haideți să o lăsăm, eu de la bun început am spus, haideți să lăsăm asta într-o parte. Oameni buni care sunteți responsabili de Novodnistrovsk, și voi toți sunteți acolo, că nici nu e număr, de subiectul cu armamentul și cu multe altele. Haideți să ne adunăm în formatul Consiliului Suprem de Securitate și discutăm. Mie, de fapt, că tătă nuntă asta, mai mult seamănă că как бы сделать так, чтобы ничего не делать. E că cum de făcut, că nică nu de făcut. Pentru că cearta asta și o zi întreagă ei de dimineață și noi seara, noi că nu ne certăm. Dar ea, de fapt, e despre nimic. Eu înțeleg dacă ei ar dezbate рамули потери бюджету пентру интеграция цери. Что не важно, что предлагаю 100 миллионов, значит, только 500. Да, о, дес я скултем, кари. И он целек, так что не важно, что понял, что дискидим 50 школь, дают за 80, что но если конкурент. Да кен и пирогозин стал выроди, кари обусит, это пур симплу ирелевант, пентру шини де Република Молдова, но он треба спер шини азру гозин президента врен интерес. Care e relevanța figurii da, domnul Stalev, președintele țării, și când a fost întocmită și cu consultanții săi, când a introdus acest subiect, s-ar fi gândit că el va crea așa o situație tensionată? Eu cunosc chestia asta. Cum, eu pur și simplu recunosc dreptul fiecărui lider politic, fiecărui instituții și aleagă ei până la sfârșit să conduce suprema țării. Așa cum eu recunosc dreptul lui Candu, de exemplu, că el vorbește din numele Parlamentului și respectiv lui Filip din numele guvernului. Este normal că recunoaștem dreptul ăsta, fix așa președintele, în virtutea funcției care o are, impune sau propune anumite subiecte. Deci, dacă noi mergem pe această logică, indiferent de simpatiile personale, înseamnă că știe cum reacționează instituțiile una la alta, de azi înainte, Dodon, la oricare propunere a Parlamentului și a prim-ministrului, trebuie să inventeze ceva, că asta și argumentele sunt pur și simplu inventate. Trebuie să inventeze pe ce eu nu буду этого делать și tot așa. Nu, eu nu-mi doresc așa calitate de politică. Și eu înțeleg, noi ca societate, ce am câștigat noi, e că de la și e că astăzi guvernul și Candu ca reprezentant, nu știu, ambele structuri, probabil, au spus că nu, noi asta nu discutăm. Dar în ce format să discutăm? Bun, ei nu discutăm așa. Care sunt efectele pentru societate? Eu cred că nimic rău, din punctul meu de vedere, părțile astăzi au venit cu opiniile lor de bază, da? S-a văzut care este opinia președintelui, s-a văzut care este opinia guvernării. Acum este cazul deja ca pozițiile de bază să fie racordate la realitate, să găsească o soluție, pentru că, într-adevăr, Republica Moldova are extrem de multe probleme, inclusiv și din zona apărării și din zona securității. Numai că, repet, poziția unilaterală a președintelui de a impune punctul său de vedere și de a încerca, cum spun experții care ați citat dumneavoastră, să reprezinte punctul de vedere doar al Federației Ruse, nu aduce la armonie și la consens, pentru că există o realitate în teritoriul ăsta. Noi nu suntem nici Republica Federală... Dumneavoastră considerați că totuși până la urmă este o implicare a Federației Rusie? Discuția din astăzi este cam absurd, nu știu. Haideți să fim corect. Rogozin este un alt funcționar, cum a spus domnul președinte, reprezentant al președintelui Federației Rusie. Deci, este, are dar nu facem noi din Țânțar Hărmăsar în situația asta? Nu facem, pentru că figura mult contează. Uitați, Rogozin a făcut foarte mult rău relațiilor Moldo-Rusie, dacă vreți să discutăm pe tema asta. Relațiile Moldo-Rusie ar fi putut să arate foarte, foarte bine astăzi dacă nu le tensiona Rogozin, pentru că el permanent mergea la Tiraspol. Dumneavoastră considerați că președintele Federației Rusie nu are capacități și conștiință ca să pună pe unul sau altul și tensionează sau nu tensionează? Eu cred că aici nu putem să vorbim despre Putin că știe el, nu știe. Noi vorbim despre un actor care se numește Rogozin. Actor politic care a venit în Moldova câțiva ani de zile și l-am văzut foarte bine că a făcut doar lucruri negative. Deci el a încercat să sublinieze independența și integrarea teritorială a Republicii Moldova, în mod evident. Domnul Stalev, discuția cu și situația cu Rogozin, este consumat un subiect consumat? Sau el necesită, iată așa, o continuare? Din punctul meu de vedere, așa subiect niciodată nu a existat. Eu vorbesc atât de sceptic referitor la asta, că eu aș înțeleg că astăzi trebuie să discute modul în care asta s-a întâmplat.
Da, pentru că, exact. Nu, dacă el va mai fi sau nu va mai exact. Fi. Exact. Eu așa înțeleg și asta era, în general, eu, din cât înțeleg, eu am participat la ședințe de astea. Eu înțeleg că asta durează 2 minute. Ministrul de externe sau cine acolo povestește de și cum a fost declarat. Președintele ia notă, bun, ne-am înțeles, mergem mai departe și mai departe. Deci restul, Novodnistrov, nu conta și așa mai departe. Iar și eu cred că asta e doar o modalitate de a sustrage atenție. În realitate, de la problemele cu mult mai serioase care sunt. Pentru că data viitoare când să aduni pe subiectele care e ca repirestul și în și format și pe viitor să înțeleg că iarăși e că eu încerc să înțeleg conceptul care se descrie. Bun, voi vreți ca pe viitor cine n-ar fi președinte Republicii Moldova când convoacă Consiliul, eu nu dumneavoastră spun, eu vorbesc de clasa politică, voi vreți ca el să scrie înainte de asta, dar poate eu să abordez cu voi problema Novodnistrovskului? Nu în forma asta, haideți să nu suntem singureți. Da, toți cum? Suntem o republică parlamentar-prezidențială. Da, cum arată? Președintele, da, este ales în mod direct, dar el are sunt puternice limitate conform Consiliului. Știți foarte bine că Republica Moldova s-a trebuit la sisteme constituționale parlamentare. Cum el trebuie să facă? El nu poate să dicteze, el trebuie să consulte. Bă, în ce format dumneavoastră? Aici eu nu pot să spun care e formatul, scuzați-mă, formatul poate fi mai multe. El poate fi identificat dacă ar exista dorința respectivă. Nu există, înțelegeți? Nu, dar la mod concret. Deci trebuie să scrie o scrisoare înainte de a face Consiliul Sfântului. Simai, domnule prim-ministru, mă gândesc să abordez subiectele astea. Rog acceptul dumneavoastră, corect? Nu chiar așa. Dar cum? Eu cred că președintele poate informa prim-ministru. Nu, dar nu filologic. Agenda a fost transmisă pe 17 august, deci s-a știut de mult despre. Uitați-vă, noi acum intrăm în detalii, dar eu vreau să găsim un mecanism. Detaliile contează. Eu vreau să găsim un mecanism care pe viitor să nu blocheze activitatea acestui Consiliu. Cu toate că eu consider că este inutil. Și vă spun de ce. De ce? Consiliul Republicii Moldova, el nu este constituțional, el nu este prevăzut în Constituție. Fiecare minister are atribuțiile lui, guvernul are atribuțiile lui, președintele are atribuțiile, cum spune foarte bine domnul, de reprezentare externă. Și șeful forțelor armate. Are două puterniciri doar. E modelul ucrainean, apropo. În Ucraina e fix la fel. Poroșenko are apărarea... Multe structuri am avut și continuăm să avem care nu sunt funcționale. Nu, bine, dar acum eu cred că e o discuție și pentru experți importantă. Avem noi sau nu avem nevoie de Consiliul Suprem de Securitate în formatul românesc sau în formatul francez, că noi de acolo l-am copiat. Sau poate mergem pe alt format. Rușii au alt fel de format. Deci iau anumit Consiliul Suprem de Securitate condus de președinte. Președinte, dar tot e consultativ și acolo, la rușii. Dar România nu e consultativ. Deciziile se iau în mod obligatoriu, se bugetează și așa mai departe. Deci sunt mai două formate. Este unul consultativ și este unul obligatoriu. Sunt țări care nu au așa ceva. Și nu mori țările respective. Trăiesc foarte bine, trăiesc. Deci eu cred că trebuie să discutăm cel puțin ajustarea acestei legi. Pentru că astăzi noi am văzut foarte bine că a un conflict. Nu, dar dumneavoastră cum vedeți? Că ai ca să fie ajustat, că nu mi-a să spun până la capăt. El trebuie să-și ară voie de la alte... El trebuie să poarte caracter informativ, cel puțin. Adică, uite, asta la nivelul în care partidele sunt acum așa poziționate, partidul de guvernământ PD-ul, și dar dacă se vor schimba lucrurile, cum va fi? Păi, dar nu informativ, stați că eu n-am înțeles. El oricum trimite agenda din timp, el deja informează. Acum președintele face, știți cum face președintele? El spune așa, uitați-vă, eu vă informez pe voi, că noi discutăm asta. Da. Deci le pun în fața faptului împlinit. Corect. Dar ar fi bine altfel să fie. El zice, uitați-vă, ce doresc eu să discutăm, așa. Dar aștept și opinia voastră, dacă voi sunteți de acord cu agenda asta, sau poate mai aveți și voi ceva de adăugat în agenda asta, sau poate aveți ceva de scos din agenda asta. Cam așa aș vedea eu, cel puțin. Adică, practic, și-ar voi. Nu să ceară voi, dar să coordoneze. Ar fi mai corect așa. La așa scrisoare, de exemplu, când îți primești agenda, nimeni nu interzice prim-ministrului sau oricărui membru să scrie. Stimate domnul președinte, la agenda respectivă, vreau să mai adaug ceva. Completăm cu alte subiecte. Deci cutuma care a fost până acum era următoare. Președintele vine cu agenda, îi pune pe toți în fața faptului împlinit și se discute. Aici vedeți că noi intrăm în detalii despre care poate cei care ne văd nu prea înțeleg despre ce vorbim, dar miezul subiectului următorul. Există în legea Securității de State un așa zis mecanism care se numește Consiliul Suprem de Securitate, care nu este definit în Constituție unul la mână și care nu are o lege organică de funcționare. El e prevăzut într-o hotărâre a președintelui. Dacă vrei să lucrezi, indiferent de umbră, de fel și așa mai departe. Știți că aici eu am mai spus, nu trebuie să permitem nimănui să politizeze acest mecanism, să-l folosească în scopuri electorale sau în scopuri de a obține anumite dividende pentru o țară sau pentru alta. De exemplu, astăzi s-au lovit de Rogozin, mâine o să lovească de alt subiect, mă înțelegeți? Care o să deranjeze. Cineva. Mm-hmm. Și eu cred că ar fi bine acum, deoarece ce s-a întâmplat chestia asta,
să ajungă la un consens. Ce fac ei cu mecanismul ăsta? Dar consensul va avea loc sau nu va avea loc? Domnul Ustelep, aici e întrebarea cea mare, pentru că el nu se prea așteaptă a fi consens. Înțelegem noi foarte bine și o să urmez. Eu v-am spus de la începutul emisiunii că asta e începutul. Asta noi îți vedem tot toamna înainte. E că fix asta. Și pe noi, că cetățenii... problemele adevărate cetățeanul corect. Trebuie să uite de ele corect. Și să corect. Ne uităm la acest teatru care până da. La urmă deranjează și mai mult decât să aducă beneficii. Și deranjează prin irresponsabilitate că într-adevăr nu înțeleg că jocurile este, eu înțeleg că e foarte plăcut să joci în șah, de asta, așa, atât e frumos, și, dar asta e și de departe de realitate, și așa de, cât ei se joacă, Novodnistrovsk deja e în listă de privatizare da, în Ucraină. Da, și, apropo, este un subiect destul de serios, care ministrul de externe afectează securitatea în Ucraină. În concediu și restul, nu văd că s-ar în sus de problemă care este. Eu sunt convins că problemele care există, reale, trebuie discutate și discutate în regim de urgență. Pentru asta avem și prim-ministru. El are în spate o lege de funcționare recentă, modernă, elaborată cu experți europeni, să gândesc vreo 2 milioane de euro pe modernizarea, pe experți numai, pe modernizarea administrației publice centrale. Asta nu înseamnă că nu se lucrează. Există un guvern, are ministerii respective care trebuie să se ocupe cu domeniul respectiv. Eu sper că o să ne informeze primul ministru și ministrul de resort în următoarele zile ce se întâmplă în Novodnistrovsk, ce se întâmplă cu Râul Nistru, o să avem sau nu o să avem apă potabilă destulă pentru municipiul Chișinău. Pentru municipiu, da. Sau ne trezim într-o zi când nu o să avem... Ca să fiu înțeles corect. Asta nu înseamnă că dacă nu, astăzi nu a funcționat Consiliul de Supremă de Securitate, mâine noi nu avem organ responsabil. Nu avem organe responsabile. Dar ele lucrează, domnul Miteș? Apoi asta e o întrebare bună care o puneți dumneavoastră. Mă pun și eu mie. Eu vreau să aud la ministerul. Păi și în cazul ăsta, domnul Dodon a vrut doar să... Eu, de exemplu, nu pun așa întrebare, de atât știu răspunsul. Când dacă ei lucrau, apoi întrebarea asta n-ajunge la pe agenda Consiliului Supreme de Securitate. Este și în agenda Moldova, Ucraina, Uniunea Europeană, subiectul ăsta pus. Ucrainii nu pot să facă acolo nimic unilateral. Cum nu pot dacă deja e pe site-ul Ministerului Economiei de Privatizare? Eu cred că Republica Moldova... Și apropo, e pe malul nostru, cu tot, cu tot absolut, tot Ucraina. Da. Avem câteva subiecte importante de discutat. Noi suntem republici surori, foste sovietici, actual colaborăm pe multe domenii, dar avem și probleme de discutat. Dar pe care domenii noi cooperăm cu Ucraina și este vreun progres? Cooperăm pe noi pe multe domenii, dar problema este următoarea, că... Da. Suntem două țări asociate la Uniunea Europeană, cu regim de liber viză, am făcut cam aceleași reforme și aici și noi, nu cu mici diferențe. Problema e alta, că noi cu Ucraina pe Râul Nistru avem niște întrebări de discutat, trebuie să discutăm cât sincer, mai, să punem pe masă. Cât mai repede. Aici și domnul Filip discutăm... și ministrul de resort trebuie să meargă la ucraineni și să spună, stați puțin, noi avem un Chișinău de 800.000 de locuitori, aproape 1 milion, care depinde de Râul Nistru fundamental. Dar dacă, ei nu știu despre asta concret. Dacă mâine voi blocați Râul Nistru, dacă voi să cați mâine Râul Nistru, nu rămâne fără apă potabilă. Știți care e soluția? L-am întrebat, apropo, sigur frază vreau să spun, dar care e soluția dacă Nistru, de exemplu, seacă? Ce facem noi? Și că atunci asemenea voi să construim aceeași apeduct din Prut să aducem apa, înțelegeți? Deci voiți-vă câți bani costă să aduci din Prut, să pui iarăși nasos în instanță, dar cum spuneți că este pompe și așa mai departe. Asta investiții vreo nu știu câte sute milioane de euro. Păi și în cazul ăsta, de ce n-a ieșit domnul Candu să spun? Iată, noi avem la următoarele subiecte care le-a propus domnul Dodon, noi avem o altă propunere, o altă abordare pe care o propun. Repet, asta nu înseamnă că subiectele care s-au discutat, trebuiau să discute azi, nu se discută în guvern, în Ministerul de Resort. Dar deja nu trebuie de discutat. Trebuie să rezultate. Eu, în general, nu văd așa un fel de apărut la noi în ultimul an, în clasa politică, așa un fel de sentimente față de Ucraina. Care a fost poziția Ucrainei timp 20 de ani față de problema transnistreană? Niciuna, pentru că în formatul 5.2... Nu a fost niciuna, e o fost de susținere. Și nu a Chișinăului. Și cu ce s-a soldat? Ucraina a fost neutră față de separatismul transnistrian. Neutră. De susținere. De susținere au fost anumiți factori în Ucraina, într-adevăr, dar nu statul ucrainean. A fost în regiunea Odessa. Unde s-a făcut contrabanda? Pe regiunea Odessa, corect? Mm-hmm. Deci funcționarii de regiunea Odessa, guvernatorii de acolo, primarii de acolo, dar man și ne trebuie. Erau implicați în scheme de afaceri cu separatiștii transnistreni. Da, domnul Heș, poziția oficială a Ucrainei întotdeauna era. Și eu subiectul ăsta la Kiev discutam direct și întrebam, de ce voi nu vreți măcar să facem un schimb de informații referitor la trecerea frontierii? Eu și spun, в чём проблема? У вас же есть база данных, давайте обмениться. Мы вам свою высую. Это не соответствует позиции Украины. Позиция Украины это дюна и Россия, которые и астазы, ситуация, которая у ИИ, но же еще не аплика. Да, астазы, ситуация бона Украина, держа в Казахстане Республика Молдова, а вем коллаборари, а вем прямо пункт контрол в Амал Комун, дачи са мишка лукули. Са мишка там инчет. Доар с кум пункт, но се резолвы фарте мулти. Да, ио инчепут, ио инчепут. Тут де деменяцы уни аналич политичи ау пус ча май маре проблемы на дискуции
de astăzi care se face între aceste două poluri, că Federația Rusă se implică foarte vehement în relațiile politice și în relațiile dintre actorii politici de la noi de Republica Moldova. Dumneavoastră vedeți asta ca a fi un adevăr? A zis că deja au recunoscut toată opinia publică și toți experții și din Rusia, inclusiv și din România, că pe teritoriul Republicii Moldova merge un război geopolitic între Occident și Rusia. Asta nu este ceva o găsernă și nu trebuie să ne ascundem după degete. Există războiul ăsta geopolitic. Este important ca jucătorii locali moldoveni, care sunt de o parte sau alta baricadei, să nu ducă lucrurile la război civil, cum a fost în 92, înțelegeți? Uh-huh. Să avem maturitatea respectivă. Că eu înțeleg că unii sunt pro-Rusia și alții sunt pro-America și alții sunt pro-România și alții sunt pro-Europa, dar noi toți împreună trăim în Republica Moldova. Avem toți aici... Bă, dar tot politicienii alimentează această dezvinare dintre pro-Rusia. Eu vă spun și o frază care am mai spus-o. Rusia are interes în Republica Moldova, ea nu ascunde chestia asta. Ea, la fel ca și Occidentul, finanțează anumite ONG-uri, finanțează anumite partide, lucrul ăsta se cunoaște. E clar că nu putem proba lucrul ăsta, asta e altceva. E greu de probat, dar până la urmă au apărut informații despre ONG-urile. Documentele care au apărut, da, informații despre ONG-urile din Europa sunt cu mult mai relevante. Apropo, azi pe internet deja e plin și cu ONG-urile din Rusia. Deja e 1-1 aici. Adică s-a egalat deja. Nu știu dacă banii sunt atât de enormi cum vin din cealaltă parte. Vă spun care e problema. Noi trebuie să înțelegem un lucru. Noi, din păcate pentru noi, că asta nu e bine deloc, noi am devenit câmp de bătălie geopolitică. Dar cum am devenit? Poftiți? Nu, cum am devenit? Așa, credeți că noi am dorit lucrul ăsta? Nu, dar cum am devenit? Ea, că cum așa s-a întâmplat? Bine, aici noi putem să zicăm ori întâi. Cine a alimentat? Nu, dar cine scurt, alimentat eu nu trebuie această? Ori. Eu, practic, în 30 secunde vă spun. Spuneți dumneavoastră pe opinia să văd ce spuneți. Nu, că mi-e interesant. Dar cum am devenit noi câmpul ăsta? Când noi din 2009, inclusiv cu dumneavoastră, în studiouri, eu cel puțin, dar m-a răgușit, spun. N-a dușit situația la asta. Taman, eu cu dumneavoastră m-am dus, sau politicieni, clasa politică, care și eu întrăpiel într-o mână și altă în alta. Și mă dezbină pe mine și pe altul. Azi în centrul Chișinăului, ia că sunt școli rusă, dumneavoastră sunteți de acord că pe întreaga școală rusească, finanțată din banii noștri, să fie drăpelul Rusiei, da sau nu? Clar că nu. Nu. Astăzi în centrul Chișinăului, pe liceu Gheorghe Sachi, finanțat din noi cu dumneavoastră, este drăpelul României, de sus până jos. Ce-am delat? Dar dacă România finanțează... Nu mă interesează, noi finanțăm, nu România. Numai ce ați spus că sunteți împotriva drăpelului rus, da, împotriva drăpelul României, dar dacă Rusia se finanțează, sunteți de acord. V-am spus dacă există un proiect comun acolo, cu România, de ce? Dacă Rusia se poate, dacă există proiect comun, spunem, mâine ne ocupăm de ce, că Rusia, școlile care le finanțează, își pune drăpelii peste. Vreți asta? Asta o să ajungem la un moment. Uitați-vă ce se întâmplă. Deci, știți cum se întâmplă? Nu-ți spune despre o confruntare geopolitică pe teritoriul rus. Eu vă arăt exemplu cum la asta se ajunge. Se închide un liceu rus foarte, foarte bun și iarăși este un... Eu sunt foarte atent când aud despre închiderea liceului și eu îmi dau seama că este foarte, foarte dureros când se închide un liceu. Dar trebuie să recunoaștem că noi avem pierdere mari de oameni. Pleacă oameni masiv, migrează. Și nu poți să ții un liceu pentru 20 de cetățeni. Acolo nu trebuie să iei 800, mă înțelegeți? Asta este o durere noastră. Migrația e masivă. Bine, oricum, noi aici ajungem la un consens că... Am vrut să vă spun ceva, noi nu putem să oprim procesul totuși, de integrare, modernizare, domnul Mihăieș, politicienii au alimentat această scindare și această dezbinare. Dumneavoastră, serios vorbiți că noi am unii modernizăm? Noi nu putem să oprim modernizarea europeană a Republicii Moldova. Dar noi am unii modernizăm? Rusia e împotrivă, mă înțelegeți? Eu sunt de acord, zic, dar noi am unii modernizăm? Serios vorbiți? Ne modernizăm încet. Sunt de acord că eu aș vrea și eu să avem alt timp de modernizare cu alte figuri, cu alte partide și cu alte fețe. Dar deocamdată avem ceea ce avem și nu putem să inventăm altă clasă politică. Asta poate fi numit oricum, numai nu modernizare, domnul Mihăieș. În situația dată, Republica Moldova, ca să avem politicieni maturi, ce atitudine trebuie să ia atât în relația cu Uniunea Europeană, cât și cu Federația Rusă, ca să nu ajungem la acele confruntări între două puteri politice? Să ajungem la un nou Donbass, hai să spunem direct. Domnul Ostale, vă rog frumos. Eu de la această clasă politică nu mă mai aștept absolut la nimic. Eu nu odată asta am spus și nici nu consider că e tare relevant și spunem noi aici în public în adresa lor. N-ascultă ei, nu că pe mine și pe domnul Mihăieș. Ei au alegătorii lor și au 3 milioane de oameni și nu îi ascultă, dar nu că pe noi. Dar în teorie, clar lucru, în condiții Republicii Moldova și exemplul care eu l-am dat, domnul Mihăieș, asta e neadmiterea. Dumneavoastră încercați să găsiți un fel de scuză, dar există un singur exemplu. Dacă este o iritare aici în societate și noi cunoaștem chestia asta, înseamnă că rămânem stat independent. Și spunem, băieți, noi nu putem să facem concurs a drăpelilor în Republica Moldova. Cine plătește și pune drăpele pe instituțiile de stat? Asta e absurd. Pentru că eu v-am dat exemplu și să vedeți ca să vină ziua asta. Aceia care au instalat pe mașinile de poliție și pe clădiri drăpelile a Statelor Unite, a Uniunii Europene, într-o bună zi, să fie tare nemulțumiți.
de fix același precedent. Cum v-am spus, Curtea Constituțională. Că dumneavoastră nu sunteți de acord să fie și cetățeni a Rusiei. Dar României gădiță. Eu sunt potrivă la așa principiu ca atare. Nu că ne-mi plac rușii, dar românii nu. Da. S-o și apropo, pe ordine de zi, astăzi domnul președinte a pus și subiectul aflării în țara noastră a serviciilor secrete și din alte țări, nu numai din cum s-a vehiculat. E foarte interesant ce domnul să-l vedere, pentru că eu prima dată aud promovarea asta cu serviciile secrete din alte țări. La noi se vorbește foarte mult că Republica Moldova a devenit un fel de a doua Austrie, un fel de Viena. Știți că în țările neutre, de obicei, serviciile secrete se întâlnesc pe teritoriul neutru și colaborează, pentru că așa este uzanța internațională. Vreau ca domnul președinte să dezvolte tema asta. Care servicii, din ce țări dânsul are în vedere, ca să știm despre ce se discută? Păi, dar nu i-au dat voie. Stați puțin. Domnul Dodon este, îl știu foarte bine, că el este dârz, nu închide lui nimeni gura. Dacă are de spus ceva, el spune. Și vreau, dacă are de dezvoltat ceva, să o spună, pentru că se creează impresia că dânsul a avut în vedere serviciile secrete ruse. De exemplu, înțelegeți? Nu, cu siguranță. Nu, el a spus ceva de serviciile secrete ruse, că au fost expulzați și cetățeni și a spus că în contextul ăsta, că de ce alte servicii nu sunt investigate? Eu mulți am spus din mine. Păi vreau să aud, să vorbească, să deschidă puțin poarta, pentru că, repet, că dacă noi începem discuția asta cu serviciile, cu țările, cine și finanțează, aici o să iasă un scandal internațional. Domnul Stelep, avem noi nevoie de discuții atât de aprofundate sau la nivelul acesta cu serviciile de securitate dintr-un stat sau altul? Sau iarăși ne ocupăm cu alte treburi? Nu, cu asta noi avem nevoie. Numai că ei trebuie să se adune și să vorbească cinstit între dânșii. Pentru că nu trebuie să fii mare specialist în securitate ca să înțelegi. Că aici am un minimum năfschit, cum vă spun, 5, își fac de cap, nu așa? Dar cum e istoria Republicii Moldova, nu tare și-o făcut de cap. Dar știți de ce? De ce? Pentru că sunt acceptați de politicieni. Pentru că serviciile speciale Serviciul de Informație și Securitate a Moldovei și alte servicii speciale care noi le avem, rolul lor tot e foarte limitat. Ei informează, dar deciziile cine le iau? Politicienii. Și eu sunt de o părere destul de înaltă despre calitatea serviciului moldovenesc de informație și securitate. Alt chestii, și eu asta subliniez, că informația ei o transmit unde? Sus la politicieni. Și dacă politicienii și-ar dori și-ar avea voință politică, apoi majoritatea statelor străine nu și-ar face de cap aici în Republica Moldova. Dar și ei că ei își fac de cap. Deci s-au dezlănțuit serviciile secrete pe teritoriul Republicii Moldova. Eu mă tem că să nu fie asta iar un subiect de speculație, pentru că dacă au prins cinci ruși, domnul pune președinte problema în felul următor. Dar să mai prindă și din alte țări. Păi da, se abuzează, domnul Mihai, și haideți să acceptăm o dată că se abuzează prea mult și să pornește la discuția asta, că Rusia e divină de tot aici. Nu. Rusia e divină și securitatea e divină. Când a fost vorba în președinte, au fost expulzați câțiva spioni români, vă aduceți aminte? Tot cu ambasador și cu atașatul militar, acum cinci ruși, deci noi avem aici, vă spun, noi suntem într-un fel de competiție geopolitică pe Republica Moldova, dar ca să fie clarificat lucrul ăsta, eu sper că domnul Dodon, dacă a deschis tema și a spus, lasă să spună și B, ce are în vedere, pentru că să ne fondați o țară, să o învinuiești, că ea face în Republica Moldova acțiuni subversive și spionează și nu știu, Doamne ferește, și terorism și altceva, e foarte grav subiectul, e foarte grav, înțelegeți? Să la munce așa pe piață poți să inflamezi spiritele. Și de asta eu prefer că aceste subiecte să fie discutate mai întâi acolo undeva, cum spune domnul Sarep, între politicieni, cum spune domnul, dacă e posibil lucrul ăsta, foarte sincer, și între experți. Pentru că știți cum? Noi ne dăm mari specialiști și în securitate și în apărare, dar noi nu suntem în funcție, noi nu avem informații, noi nu avem instrumente. Sunt oameni care au informații și instrumente. Ei sunt, eu aș chema, de exemplu, să facem metoda europeană. Odată în an, serviciul secret să vină cu un raport. Băi, cine acționează? Care fură? Care spionează? Pentru că în România așa se face. Se publică raportul acela în comisia respectivă. El nu se dă publicității pentru public. Dar cel puțin deputații din comisia respectivă au acces la dânsul. Și atunci e clar. Lucrează ungurii, lucrează rușii, lucrează românii, lucrează ucrainenii și lucrează turcii sau nu lucrează nimeni. La 20, pentru că timpul expiră foarte repede și deja practic avem un minut, două la dispoziție. Republica Moldova la 26 de ani se de independență. Am ajuns să discutăm și să tensionăm situația la nivel geopolitic. Războiul acesta rece care ne abundă. Stăm în baricade și de 92, ce din păcate. Stăm pe baricade. Asta e rău. Pentru că ce facem noi ca un stat neutru, un stat care își dorește în continuare să devină, să fie independent și dacă ajungem noi sau nu un element în geopolitică. Soluția eu cunosc care și este soluția care a fost probată în unele țări. Noi trebuie odată în 25 sau odată în 50 de ani să facem referendum de independență. Și vă spun de ce. Dacă noi facem un referendum ca mâine de independență și 80% pentru independența Republicii Moldova, noi, de exemplu, viitorii 25 de ani nu mai punem problema unirii cu România, cu Rusia sau cu nu știu cine acolo. Mă înțelegeți? Și atunci concentrăm toată națiunea pe subiectul ăsta. 25 de ani toți lucrăm, români, moldoveni, ruși, ucraineni, găgăuzi, etc., pentru o idee.
Peste 25 de ani iară facem un referendum, înțelegeți? Vedem unde am ajuns. Pentru că altfel, dar știți de ce? Pentru că altfel, unii trag turta spre România, alții trag spre Rusia. Alții o trag nu știu unde, spre Turcia, alții o trag spre Bulgaria, alții spre Uniunea Europeană și într-o zi turta poate să rupă în bucăți și țara să rămână în ruine, mă înțelegeți? Dar cel mai sincer instrument ăsta este referendumul. Ucrainenii au făcut 99 referendum și au construit o țară. Apropo, ei nu știau limba nimeni din 91 din Ucraina, numai în vest ucrainesc nu știau limba ucraineană. 10% din populație nu știau limba ucraineană. Astăzi Ucraina este un stat independent, puternic, cu națiune consolidată. Da, dar noi nu ne dorim ceea ce s-a întâmplat în Ucraina. Nu, vina nu este a lor. Hai să spunem foarte clar. Acolo... Păi și la noi poate să joace și să fie de jucat același odată, scenariu spus, ca și acolo, din păcate. Soluția mea este simplă. Odată în 25 ani referendum de independență. Dacă oamenii vor să trăiască în țara Republica Moldova, muncim 25 ani, 20. Domnul Stăle, 26 de ani, dumneavoastră, vă simțiți că sunteți cetățean al unui stat independent și când vom termina noi să ne luptăm atâta? Eu vreau pentru unire, eu sunt român, eu vreau pentru Federația Rusă, eu vorbesc în rusă. Când societatea se va liniști și vom munci pentru un interes național? Câteva zile în urmă, un român, de care nimeni nu a auzit în Republica Moldova, a luat și a declarat că asta el a scris declarații de independență. Este într-un ziar moldovenesc. Ienachi, domnul Ienachi, da. Care a fost în ambasadă. El a scris. Dar nu очень баладе не повесить. Subtil a avut în vedere altceva. Nu te ța niște, ne-au cântat că alții, că moldovenii tata s-au scris și tata au votat. Și atunci, de fapt, s-au votat limba moldovenească, dar declarație, dar mai română. E ca un fel de fraierism de asta, au fost atâtea 26 de ani. Minciună peste minciună și despre anii 89-90 sunt minciuni și 92 minciuni și mai departe tot așa. Și noi continuăm și nici de cum nu ne maturizăm. Nu trebuie referendum, trebuie exclus din Constituția Republicii Moldova un articol mină inclusă tot din un român. El se numește 142 articolul, care prevede posibilitatea de schimbare prin referendum a statutului de stat independent și suveran. Scoatem de acolo articolul și s-a închis tot întrebarea. Să vedeți românii ce isterie îi apucă dacă discos articolul ăsta. Streche îi apucă. Pentru că ei l-au băgat acolo. Asta nu e normal. Da. Asta nu e normal. Timpul a expirat și doar aici. Asta este cuvântul final al dumneavoastră. Da. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență și credeți-mă că oamenii, într-adevăr, de acasă sunt tare departe de niște lucruri precis. Care sunt poate și artificial create de politicienii noștri. Noi vrem un singur lucru, să trăim decent și să avem un salariu bun, grădinițele să funcționeze, școlile să funcționeze, să avem drumuri bune, cum a zis domnul Ostaleb, și la spital când mergi să nu te sperii că îți trebuie un buzunar plin de bani și medicina noastră este pe burtă. Doamnelor și domnilor, sperăm într-un viitor frumos a Republicii Moldova și politicieni care gândesc la popor și nu la buzunarele sale. Mulțumesc mult pentru atenție, vă aștept marți și vineri la 19 la emisiunea Intersecție RM.